Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Vă spun astăzi bun găsit dintr-o localitate din județul Constanța, care este în plină dezvoltare, localitate în care s-au făcut multe și multe alte proiecte sunt în desfășurare și urmează a fi implementate. Asta pentru că un primar bătăios a reușit să facă aceste lucruri și vom vorbi despre toate acestea astăzi cu doamna primar Marcela Rădulescu. Bun găsit, doamna primar! Bine ați venit în comuna noastră! Ne aflăm la Ion Corvin, o comună pe care mulți constanțeni o văd destul de rar pentru că e destul de departe de oraș, dar este zona în care mulți își doresc să se refugieze atunci când este vară, când e frumos, într-o zonă care nu este plată așa cum e malul mării, ci mai are și o formă de relief, aveți locuri frumoase pe aici și mai mult decât atât aveți proiecte în desfășurare, aveți lucruri pe care le faceți sau care urmează să fie făcute. Vreau să vă contrazic. Contraziceți-mă, dar cu argumente. Da, comuna este departe de Constanța, dar noi avem un loc minunat aici, un loc al lui Dumnezeu, Mănăstirea Sfântul Andrei. Cunoscută de toată lumea, cunoscută evident. De toată lumea și zic eu că și locuitorii orașului Constanța, dacă nu toți, peste 50% vizitează aceste locuri sfinte ale comunei. Cu siguranță este un loc în care, iată, Sfântul Andrei Biblia, legenda spune că a trăit în acea peșteră pentru o vreme și a creștinat această zonă. Din punctul ăsta de vedere, cum sunt oamenii? Credeți că mai merg la biserică, mai au credința în suflet? Cum îi vedeți pe cei din jurul nostru? Eu care merg la biserică, cred că lumea nu și-a pierdut credința și îl caută în permanență pe Dumnezeu. Vin oamenii mai în vârstă își manifestă credința așa cum trebuie, în liniște și pace. Tineretul, cu tinerii avem probleme pentru că ei înțeleg că, dau un exemplu, de Paști. Vin de la Constanța sau eu știu din alte orașe, vin cu mașinile, n-avem loc să pătrundem, să ajungem la biserică, la mănăstire, dar după aceea ei decât stau să ia, să aprindă lumânarea, să ia lumină, după care ori rămân la grătare în pădure cu muzică la maxim, ori pleacă. Ori nu asta este credința ideea, adevărată până credința. La urmă. Deci zic, acum fiecare are timpul lui și nu pot eu să forțez oamenii să stea la slujbă, de exemplu. Este important când ai venit de înviere la lumină, să iei lumină, să stai și, dacă nu toată slujba, măcar jumătate, să stai la slujbă. Asta este elementul principal. Cred că ținești de cei 7 ani de acasă și de educația primită în familie și în comunitate, până la urmă. Sigur, sigur. Apropo de educație, vreau să vorbim despre un lucru care este, sunt convins, aproape de inima dumneavoastră. Aveți o construcție, o credință nouă pe care vreți să o faceți la Ion Corvin, dar acest proiect, ne legăm așa puțin de partea de educație, pentru că de la grădință începe educația copilului și cei 7 ani de acasă sunt și sunt și de la grădință, ca să spunem așa, dar care este, hai să nu spunem blocat, dar este într-o fază în care așteptați să se întâmple ceva. Care e situația cu acea grădință de la Ion Corvin? Eu sunt de profesie învățătoare. Și în perioada 2000-2008, 2000-2004 ca viceprimar și 2004-2008 ca primar, am căutat să rezolv problemele școlilor, problemele învățământului, cu ce ne confruntam noi atunci. Deci vroiam să le modernizez școlile, să le dotez. Mi-am dorit lucrul ăsta pentru că toate lucrurile erau învechite, nu se mai înnoise nimic. Da, nu mai se investise deloc. Absolut. Și atunci și actul educațional suferă. Exact, pentru că atunci exact. Când știi că ai un acoperiș prin care poate plouă în sala de clasă sau e mai frig în sala de clasă, automat nu faci cu aceeași, ca învățător, ca educator, nu te dedici cu aceeași putere și un copil care săracul tremură în sala de clasă, la fel, poate nu învață la fel exact. De bine sau nu se gândește la cum să fie atent la profesor, ci este atent să nu îl picure din tavan, să nu înghețe în sala de clasă și așa mai departe. Pentru aceasta am lăsat, că în 2008 nu am mai fost aleasă, dar eu aveam proiect pentru grădiniță, construirea grădiniței la Ion Corvin, pentru că singura localitate
comuna mea are 5 localități și singura localitate care nu avea grădiniță era Ion Corvin. A fost o clădire veche, dar care era foarte deteriorată, necesita foarte mulți bani pentru a fi reparată și atunci mai bine construiam una nouă decât că am de făcut zero, atunci da, niște expertize și mi-arăta că mai bine se construia una nouă decât să investim în ceva care nu avea, nu și avea rostul. Și am lăsat proiecte pentru că n-am putut să termin absolut totul, că pentru a îți duce la capăt toate proiectele, trebuie să ai continuitate. În 4 ani de zile nu poți face mare lucru. Ori eu decât 4 ani de zile am fost primar și merg și acum și oricând merg cu capul sus pentru că tot ce mi-a stat în putință am făcut. Mi-am dedicat viața, timpul comunei, oamenilor, comunității mele. Până la urmă acest lucru se vede, chiar dacă și spun chestia asta de fiecare dată și aproape în fiecare emisiune, un primar care vrea să-și facă campanie, își face campanie timp de 4 ani prin ceea ce face, prin toate aceste proiecte și trebuie spus, și chestia asta la fel trebuie repetată de fiecare dată, o primărie și un primar atunci când lucrează nu poate să pocnească din degete să asfalteze un drum sau să reabiliteze o grădință. Un proiect exact. Durează ani de zile până când este de la nașterea ideii până la momentul până la care este realizat. Exact. Pentru că sunt avize care depind de alte firme, de alte instituții ale statului, e tot acest parcurs de, după ce ai obținut avizele, partea de licitații, partea de construcție și așa mai departe, toate acestea, finanțarea, nu exact. Mai vorbim de finanțare, pentru că din banii comunei Ion Corvin, oricât ar fi de bogată o comună, ea nu poate să acopere toate aceste cheltuieli și atunci toți acești bani trebuie să vină de undeva. Fie că este vorba de programe PNDL-2, cum este cazul dumneavoastră, fonduri europene, de la Compania Națională de Investiții, da. Toți acești bani trebuie să vină de undeva. Trebuie să-i atrageți prin proiecte bine scrise, da. Trebuie să-i convingeți pe acești oameni că merită să investească în comună și după ce i-ați convins, trebuie să se întâmple o licitație, trebuie să se întâmple ca un constructor să nu conteste acea licitație pentru că intervine alte amânări alte și așa mai departe și toate aceste lucruri se fac în niște ani buni. Ei bine, tocmai de aceea vă întreb. Această grădință, spuneați înainte de emisiune că ați predat amplasamentul în septembrie 2019. Astăzi suntem în ianuarie, trecut de jumătatea lunii ianuarie. Ce se întâmplă cu acel amplasament? Începe construcția? Încep lucrările? Lucrările vor începe, din câte am discutat cu constructorul. Dacă l-am sunat în noiembrie, mi-a spus că în 2 săptămâni va veni și se vor apuca de lucru. Nu a venit. Am sunat în decembrie de asemenea. Am vorbit cu ministerul, pentru că grădinița o avem prin Ministerul Învățământului, prin fonduri de la Ministerul Învățământului. Și dânsii știu situația. Acum așteptăm. Acum este iarnă, probabil că... Evident, nu se poate lucra iarna. Nu se poate, dar am certitudinea și discuția care am avut-o, că imediat când timpul este favorabil, vor începe lucrările. E un constructor din Constanța sau da, e local din Constanța, de aici din zonă? Nu, din Constanța. Deci aveți speranțe că nu sunt de cine știe de pe unde, din Maramureș, da, cum da, am văzut? Da, cel puțin asta a fost bucuria, că este din Constanța, deci este aproape devenit la Ion Corvin. Și din nefericire nu primăria l-alege pe cel care construiește. Nu, deși... Și atunci nu aveți, o metodă prin care puteți să le... Impropriu spus că nu puteți să-i forțați să lucreze, să-și facă treaba, până la urmă, să le cere să-și da, facă treaba. Da, da. Inclusiv licitația a fost făcută de Ministerul Învățământului. Toate aceste lucruri... Eu m-am bucurat că mi-a fost aprobată cererea și... pentru această grădiniță și proiectul în sine, plus că mai am celelalte proiecte care sunt finanțate și ele, adică avem contractele de finanțare semnate, în schimb, cum a spus și dumneavoastră, este o problemă cu celelalte instituții care trebuie să ne dea avizele, am o problemă cu firma care întârzie, că totdeauna când am depus documentațiile pentru avize a mai fost câte ceva lipsă pe la documente și proiectantul până le-a făcut, până le face. Deci sunt timpi care se pierd așa, dar nu din vina mea.
Ori absolut. Oamenii, vedeți, pe mine mă indignează și singură revin din că mă supăr și după aceea zic, ei n-au de unde să știe oamenii mei din comună. E o bună ocazie să le spunem chestia acum asta. Acum este, da. Absolut. Și bine, mai colaborez cu un ziar și mai scriu și prin ziarul același. O dată pe lună apare câte o apariție de asta așa de ziar și le mai dau să citească. Acum nu știu cât citesc, cât nu citesc. De câte ori am ocazia, discut cu ei și le spun cum este mersul într-o primărie. Adică nu bați din palme. Dacă noi suntem, eu, de exemplu, că sunt mai în vârstă, pe vremea mea când eram tânără, era un, și le spun și lucrul ăsta, era un film, duminica, ce vrăji a mai făcut nevastă mea. Păi dacă eram cea din Samantha, filmul ăsta, Samantha... Da. Făceam și eu din, și puțin din năsuc și gata. Nu se poate așa, din păcate. Apropo de partea asta de educație, mergem și către proiectele finanțate prin PNDL 2 și știu că aveți în reabilitare școala din Viile, da. Și pe de altă parte vă gândiți la școala nouă din Ion, din Ion Corvin. Din Ion, da. Corvin. În ce stadiu sunt aceste proiecte? Cu școala din Ion Corvin, cu proiectul în sine, nu am nicio problemă. Putem începe construcția, dar... Așa legal și, cum spun toate documentele, că le avem pe toate, avize, tot autorizații de construire, dar nu pot începe, nu pot începe lucrarea, pentru că întâi trebuie să rezolv problema școlii de la Viile. Ca toți copiii să-i ducă, la Viile avem o școală foarte mare și pot duce toți copiii acolo. Pe aceea trebuie să reabilitați. Că avem mașini, microbuze pentru elevi și îi ducem, dar întâi acolo e mai simplu. Am ce e de făcut acolo, un acoperiș. Școala fiind foarte mare, au căzut tavanele în trei săli de clasă, am avut norocul că s-a întâmplat noaptea, chiar și pe holul școlii, din cauza ploii. Deci a plouat mai abundent și fiind țigla, țigla este foarte veche, 80-100 de ani are școala. E bine că rezistă așa atât. Și da. A rezistat, dar trebuia reparat, trebuia schimbat acoperișul. Încă se învață în acea clădire? Nu. De față? Anul acesta am luat hotărârea ca toți copiii să-i aducem la Ion Corvin. Îi aducem la Ion Corvin, părinții s-au supărat. Atunci am spus să își ia fiecare răspunderea și să facem dar niște hârtii. E incredibil, cum să se supere? Adică și-ar duce copilul într-o clădire care nu este sigură? Da, deci ca să vedeți, vroiau să rămân acolo și totodată se certau cu mine că ce am făcut până la ora asta, că s-a început anul școlar și parcă toate ar depinde de mine. Le-am explicat de fiecare dată cum stau lucrurile, dar... Vedeți, munca cu omul e foarte greoaie. Până la urmă au cedat și că toți ziceau nu ne mai dăm copiii la școală. Treaba voastră. Pe urmă, dacă semnați și vă asumați că indiferent ce se întâmplă cu copilul tău, Doamne ferește, indiferent de o semnătură sau nu, dar e vorba de sănătatea și de viața unui copil. N-aveți decât să rămâneți acolo, să învățați acolo, dar să nu fie răspunderea a mea. Că eu am făcut proiectul. De când am intrat primar, primul lucru, asta am făcut proiecte. Dar ăsta este mersul proiectelor, trebuie să înțelegeți că nu se poate mai repede. Discutam cu un primar din județ și îmi spunea că are un proiect pe care l-a preluat de la fostul primar, deci are undeva la vreo 6 sau 7 ani. Ei bine, în 6 sau 7 ani nu am înaintat foarte mult pentru că pentru un singur aviz, pentru o singură hârtie cu o semnătură și ștampil, a așteptat un an și jumătate. Da. Dacă aștepți pentru o hârtie un an și jumătate, atunci pentru un dosar de hârtii cât are nevoie un astfel de proiect, ai nevoie probabil de an bun și atunci este de înțeles că anumite proiecte nu se fac peste noapte. Nu. Sunt și lucruri pe care, eu știu, le-ați realizat și vorbeam mai devreme despre faptul că ați reușit să vă ocupați de partea de apă și așa. Și mai sunt în continuare, mai e canalizarea de la Ion Corvin, de la Crângu și de la Brebeni. Vreau să vă spun despre școala asta de la Viile. Anul trecut, în 2019, a fost de 3 ori lucrarea urcată pe SEAP și n-a luat nimeni lucrarea. Deci în sistemul de licitații publice n-a luat-o nimeni. De ce n-a luat-o? Pentru că... A venit cineva aici să vadă cum stau lucrurile, pentru că sunt bani puțini. 21 de miliarde este valoarea, 13 miliarde acoperișul și diferența dotării. Se schimbă centrala termică, că așa am cerut, mobilier, plus că dacă se schimbă un acoperiș, vă dați seama că trebuie să zugrăvim. Care ar fi soluția? Puteți să cereți bani mai mulți de la PNDL, prin programul PNDL? Nu, așa cum a fost aprobată cererea de finanțare, cum a fost atunci
studiat și aprobat proiectul, rămâne așa. Noi putem să fac o evaluare și să vedem că bănuiesc și așa am și discutat și cu proiectantul, că nu știu, proiectanții iau și ei valorile astea, prețurile la momentul acela de undeva. Dar dacă durează 4 ani până se face un proiect, exact, acele prețuri nu mai sunt. Și atunci ar trebui să totuși să luăm niște valori mai mari, pentru că la noi în România niciodată nu cred că o să scadă prețurile. Și atunci ar fel trebui. Deja am avut discuții destul de tensionante cu proiectanții, că pentru fiecare proiect e proiectantul lui. Și ne-am certat, pot să spun că ne-am certat pe tema aceasta. Acum, vedeți, nimeni nu ia lucrările. Eu o să fac o expertiză, o evaluare și dacă necesită o sumă mai mare, se aprobă prin Consiliul Local și va fi, noi și așa avem cofinanțări la toate proiectele, va fi tot cofinanțarea noastră. Și atunci o plătiți din banii oamenilor, dar măcar știți că acei bani se întorc la oameni prin aceste lucrări. Exact. Vom face tot ce trebuie, deci nu lăsăm lucrările așa. Dar problema e că trebuie să facem și lucrul ăsta și uitați, iară se întârzie. Absolut. Mie, drept să vă spun, mie 21, acum eu nu mă pricep, v-am spus de la început că nu sunt un om bogat, dar sunt. Așa cum sunt un om bogat, că am inima largă, îl am pe Doamne, Doamne și mă consider cel mai bogat om, că este alături de mine, Doamne, Doamne. Dar când văd 21 de miliarde, mi se pare așa, o sumă foarte mare. Este într-adevăr o sumă mare și este o sumă pe care primăria, iată, a reușit să o atragă, da, pentru a pune în aplicare, da, aceste proiecte. Dacă nu faci proiecte, dacă nu faci toate aceste acte, dosarul ăla de care vorbeam, avizele și așa mai departe, sau poți să le faci pe toate astea, dar dacă nu atragi finanțarea, nu se întâmplă nimic. Absolut nimic. Deci toate 7 proiecte ale mele sunt finanțate, doar să începem anul acesta lucrările. Pentru toate, deci toate vor începe. Nu există niciun dubiu. Și atunci o să spună lumea, doamnă primar, face numai în an electoral când, exact, vin alegerile. Exact, au și zis. Toate și aceste din urmă, atunci să le arătați dosarele, atunci să le arătați toate avizele care au fost obținute și la ce dată au fost obținute fiecare în parte și în felul acesta se vede munca primarului de 4 ani până la urmă și nu numai primarului, și a echipei care este alături de noastră și care face aceste lucruri. Vă dați seama că am aici salariații primăriei care ei sunt echipa mea. Vă dați seama, să ai atâtea proiecte, chiar dacă avem proiectanți, avem firmă de ziceți de consultanță, că noi nu ne pricepem, nu suntem specializați pe Absolut. Construcții, pe canalizări, pe construcție școli și ce avem noi aici toate proiectele. Și atunci, dar și noi a trebuit să fabricăm documentele care ni s-au cerut și care depindeau de noi. Absolut. Ați amintit de canalizări și aș vrea să revenim la subiectul canalizărilor. Care este situația în cele 3 localități? Tot un proiect PNDL2? Aveți finanțare obținută? Da, pentru canalizare. La fel muncă multă? Da. În ce stadiu sunt singur, acum? La proiectul acesta cu canalizarea, un singur aviz ne mai trebuie ca să dăm autorizația de... Deci mai stați încă vreun an, doi. Nu, eu vă doresc să nu. Nu, este depusă documentația și așteptăm avizul. Bun, și asta ce înseamnă? Că ar mai dura câteva, săptămâni sau luni până încep lucrările? Nu, doar să urcăm după aceea. Avem avizul, am urcat lucrarea pe SEAP și cei care vor și se pricep să facă așa ceva, îi așteptăm să ia lucrarea de pe SEAP. În momentul de față, oamenii ce fac? Folosesc fose? Folosesc ce sistem aveți? Majoritatea cetățenilor nu au băi. Dar dacă trebuie să ne aliniem și noi țărilor dezvoltate și este normal să avem canalizare, că puteam să nu, că nu m-a obligat nimeni să mă duc să fac proiectul de canalizare. Adică chiar dacă normele europene ne-a dat un termen, până în 2020 era, acum am înțeles că s-a extins termenul. Mă gândeam că dacă tot suntem o comună săracă și oamenii nu au început și își facă, na. Bine, pentru normele europene ar trebui să ne dea și bani să le facem. Exact, ar trebui cam să ne dea. Bun, ne dau banii ăștia, dar să vedem cine se racordează după aceea. Dar nu mai contează, mă mai gândesc cine se racordează, măcar noi 50-100 de persoane care din cele 5 sate care avem băi, noi ne vom racorda primii ca să scăpăm de
cei care, și eu și toată lumea care are o baie, sau chiar dacă nu are baie, dar și-ar tăia sapă în casă, că are o bucătărie unde folosește așa, și-a făcut fosă septică. Oamenii au nevoie de tot confortul până la urmă, da. Și indiferent că vorbim de acum și sau mai... Și mi se pare normal. Absolut. Din punct de vedere al asfaltărilor, pentru că după canalizare vine și asfaltarea, dar aveți deja proiecte depuse prin PNDL pentru asfaltări. Eu n-am vrut să ies din tiparul, că așa se construiește la noi în România și eu de ce aș fi altfel? Știți că la noi se face întâi asfaltarea și după aceea se taie asfaltul, se rupe și se face canalizarea. Și dacă așa se lucrează în România, eu pot fi altfel? Era normal, zic și eu. Eu m-am bucurat că mi s-au aprobat toate proiectele, dar era normal ca acolo cineva la minister să zică a venit de la Ion Corvin cu asfaltare și canalizare. Păi, haideți să-i dăm banii mai întâi pentru canalizare și după aceea pentru... cel puțin n-aveam, nu mi s-a aprobat asfaltarea, stăteam liniștită. Și îmi spunea, când se termină, imediat proiectul e la noi aici și imediat dăm drumul la celălalt. Nu, mi le-a aprobat pe amândouă. Eu acum o să încep cu amândouă. Și vom vedea. Vom vedea. Deci, nu știu. Dacă discutăm, că am discutat cu cineva, a zis că dacă noi, beneficiarul așa a cerut, păi beneficiarul este un prost. Tu! Că la iubăr, așa e în capul meu, că la minister acolo trebuie să lucrezi numai oameni deștepți. Până la urmă trebuie explicat aceste lucruri. Dacă nu aplicați pentru toate aceste proiecte, oamenii ar fi avut probabil canalizare, dar se întâmpla ca în momentul în care aveau canalizare să mai aștepte încă 3, 4, 5, 6 ani până venea asfaltarea. Da. Și atunci ar fi fost nemulțumiți de faptul că trăiau în noroaie, cum se spune. Și atunci este mai simplu din punctul ăsta de vedere să știi că ai drumul asfaltat, pentru că am avut situații în care am discutat cu primari din alte localități care spuneau ne-au aprobat asfaltarea, iar canalizarea ne-au aprobat-o după 2 ani. Da. Și atunci ce faci? Nu mai pornești cu asfaltarea, deci pierzi banii? Preferi mai bine să folosești acei bani. Da. Desfășori proiectul și îl faci până la capăt și dacă e nevoie, într-adevăr, tai o bucată din stradă de un metru sau cât e nevoie, îți asumi acest lucru și după aceea revii cu asfalt pentru a acoperi acea lucrare, pentru că este nevoie și de asfalt. Avem nevoie de repararea acestor drumuri, chiar de asfaltarea lor, pentru că avem drumuri impracticabile în sat. Câți kilometri de drum ar fi de reabilitat? 6 kilometri. Sunt 6 kilometri. Da. Nu e o suprafață foarte întinsă. Dar nu e toată. Deci atâta așa a fost valoarea proiectului și nu că voiam să bag toate străzile din satele comunei. Dar am văzut atunci când am fost să depun proiectul că erau primari care aveau tot așa proiecte pe 5, 6, 7 kilometri. După care, când se începe, cum începe asfaltarea, imediat depun pentru alți 6 sau 7 kilometri. Și tot așa, că erau primari la al doilea, la al treilea proiect, ca să-și termine asfaltarea din comună. Așa și a fost după acest proiect, acum am programul ăsta. Veți merge mai departe cu un altul și da, e nevoie? Pentru că este nevoie. Eu n-am putut acum să acopăr toată suprafața, dar am pus străzile cele mai afectate, unde oamenii chiar se chinuie ca să iasă. Când sperați să înceapă acest proiect? Când aveți asta, deci la proiectul ăsta, la finalul anului 2019, am încheiat cu toate avizele, deci nu l-am urcat pe SEAP, dar îl vom urca pe SEAP. Bun, vorbim de toate acestea care sunt necesite. Pentru că exact în luna decembrie am finalizat cu un aviz. Tot de la droguri naționale. Da. Acolo a durat cel mai mult pentru că proiectanții au făcut anumite greșeli. Nu știu să vă explic acum, dar au fost niște neconcordanțe. Asta se întâmplă atunci când depinzi de oameni care sunt sau nu profesioniști până la urmă și care, dacă un om a calculat ceva greșit, se duce de totul exemplu, la vale. De exemplu, la canalizare. Este clar că, vedeți, nici cei de la drumuri naționale, poate și ei, cine nu muncește nu greșește. Eu nu spun că toți suntem drepți și coreți în fața lucrărilor. Se fac greșeli. Aici, la Ion Corvin, vin cu canalizare, dar casele în Ion Corvin, aici cel puțin pe o porțiune, dar aproape toată șoseaua, sunt exact la nivel cu șoseaua, dacă are încă un metru, doi metri până în clădire. Mi-este groază. Noi o să punem canalizarea pe partea asta cu
primăria, pentru că aici este totuși spațiu mai mult, dar aici avem fibră optică, avem apă, toate sunt pe partea asta. Deci și trebuie să navigați cumva printre ele în așa fel încât să nu fie probleme după aceea. Și sunt fel și fel de Vreau probleme. Să trecem și la o chestie care ține nu neapărat de necesitățile omului, ci mai degrabă de, eu știu, partea asta de evenimente fericite ale vieții. Aveți în plan construcția unui neocomin cultural la Vile. Da, la Vile. Acela este prin Compania Națională de Investiții, da. Care este stadiul acelui proiect? Proiectul acela, acum se lucrează, adică s-a depus la CNI SF-ul, studiul de fezabilitate, și urmează, mai avem de făcut studiu geo, studiu topo, și după care proiectul este gata și... Deci sperați să-l demarați? Sper că anul acesta. Nu ca și acestea acum în primăvară, dar în cursul anului 2020 încep lucrările și aveți acolo o grămadă de proiecte și toate acestea trebuie duse la bun sfârșit. Da. Așa că întrebarea firească este, mergeți mai departe cu această echipă, candidați mai departe la primărie? Da, îmi doresc un nou mandat ca să pot duce la capăt aceste proiecte, pentru că și în mandatul trecut am avut, v-am spus, proiecte lăsate, unele începute lucrările și s-au făcut lucrările de mântuială, deci eu sunt în procese acum, așa am găsit. Când am venit la primărie, m-am angajat în 2015 ca și consilier juridic și împreună cu primarul nostru au avut probleme de sănătate și a decedat, și viceprimarul împreună cu viceprimarul, cu secretarul care era, secretara care era aici, existau aceste probleme și tot era celelalte lucrări, amândouă, unul împietruire drumuri de pământ în comuna Ion Corvin și celălalt poduri, podețe și punți pietonale în Ion Corvin, în comuna, că era Viile, de exemplu. Da, toate localitățile. Da. Nu, la poduri, podețe, numai pentru Viile, pentru că Viile este o localitate cu zone inundabile, fiind cumva ultima localitate până la Dunăre. Noi suntem cap de linie, noi colectăm toate deșeurile și toate, da, tot ce aduce, avem un canal și atunci când plouă, toate aluviunile, tot din, inclusiv din Bulgaria, fiind cap de linie către Dunăre, la noi ajung toate. Și avem acolo o zonă de case, e zonă foarte, deci totdeauna când au fost inundații au fost probleme și am vrut să dirijez apa cumva și am făcut proiectul acesta. După ce l-am gândit cu proiectanți, cu așa, l-am gândit bine. Nu s-a făcut nimic bine. Și nici nu s-a finalizat ministerul, că era pe PNDL 1. Ministerul ne trimitea diferite adrese și ne întreba și așa, și atunci am zis, hai să vedem ce facem. Să reluăm lucrările. Nu mai putem să reluăm, că nici nu putem să închidem lucrarea. Pentru că, fiind nefinalizată, noi n-am făcut recepții, că dacă nu s-au făcut recepții, deci au fost 8 ani de zile care pur și simplu nu s-a întâmplat nimic în comuna Ion Corvin, dacă vă spun un aspect așa. Am reparat pe mandatul meu atunci, în 2004, toate căminele. Le-am făcut frumos să poată ca oamenii să-și organizeze nunți, botezuri în condiții excepționale. Le-am găsit pe majoritatea vai de mama lor. Primul lucru, m-am apucat să le văruiesc, să le repar. Mi-au rupt copiii, deci vedeți educația, cei 7 ani de acasă, rămân cei 7 ani de acasă. Adică tu ca părinte ai intrat în casă, s-a făcut noapte, ai intrat în casă, copilul tău nu e în casă. Îl lași așa? Păi pe noi nu ne-a lăsat părinții așa. Adică pe tine nu te interesează, vine copilul tău la 2 noaptea, tu dormi, n-ai treabă. Și măcar nu-l întreb ce ai făcut, da, unde ai fost. Deci ce... copiii mi-au, de exemplu aici la Ion Corvin, mi-au distrus toată scurgerea de la cămin. Țevile alea de scurgere a apei, burlanele, da. Toate le-a smuls, le-a dat foc în curtea acolo, așa, și-au făcut foc de tabără. I-am chemat, în fine, că avem camere de luat vederi și... ăștia sunt oamenii. Deci, pe o parte, te chinui să le faci, să aibă condiții, pe altă parte, unii distrug. Important este că sunteți cu inima împăcată, că aveți proiecte în derulare și proiecte care trebuie duse la bun sfârșit. Eu v-am zis, merg cu capul sus. Sunt fericită că am accesat, vă dați seama, am făcut un calcul, sunt vreo 260 de miliarde care vin la... 260 de miliarde? Da, păi da, dacă... Wow.
Da, e o sumă impresionantă pentru o comună care, iată, are nevoie de asemenea proiecte. Dacă ar fi, haide să ne gândim puțin la mandatul următor, dacă ar fi un proiect de suflet la care vă gândiți sau, știu, un proiect important pentru comunitate. Toate proiectele astea sunt foarte importante pentru mine. Vreau să văd școala de la Viile, pentru că acolo am învățat și mă leagă și faptul că sunt cadru didactic, da? Și cadru didactic. În primul rând, școlile vreau să le văd. Mi-a părut rău că n-am găsit... De la educație pornește totul. Da, mi-a părut foarte rău că n-am găsit un alt teren aici ca să fac școala nouă pe un teren și școala asta să o păstrez. Neavând teren, sunt obligată să o demolez pe asta, care am chemat un expert, un evaluator și îmi spune, o să-mi spună în final că necesită demolare, că este improprie procesului de învățământ, nu știu ce, că se trece cumva dintr-o sală într-alta, nu sunt săli multe de clasă și sunt și comune. Și trebuie să o demolez. Cu toate că ea are pereți groși, e școala așa, dar trebuie să o... N-am unde să fac școala, ca să vedeți. Că au fost niște terenuri libere, dar alții în perioada... Așa că nu vreau să vorbesc despre morți, ci că nu mai dă bine. Și având terenurile care erau în interiorul Intravilanu, dar și în interiorul localității, mai pe lângă școală, terenuri mai bune, pe lângă, tocmai pentru aceste tocmai construcții. Pentru chiar ăla unul era... Acolo vreau să fac grădinița. Acum eu grădinița o construiesc în curtea dispensarului, care este la intrare când intri dispre Constanța în Ion Corvin. Trebuia să vorbim și despre acest lucru. Vă ocupați de reabilitarea și extinderea dispensarului de la Ion Corvin. Da, am și reabilitarea dispensarului. Care, acest proiect în ce stadiu este? Abia acum, săptămâna asta, a fost luat avizul de la DSP. Am întâlnit singura problemă, a fost cu DSP-ul. Cumva oamenii sunt așa... precum calul. Deci, ochelari de cal, da, cum se spune. De cal, da. De ce? Am citit toate legile, că am depus anul trecut documentația, am depus-o prin aprilie. Ne-a spus că trebuie modificat proiectul. L-am dus acolo la proiectant să-l modifice, până l-au modificat, n-au, că de ce, că ei peste tot au făcut așa, că numai în județul Constanța se întâmplă. M-am dus înapoi eu, că am trimis un salariat să depună. M-am dus, eu zic, m-am dus să mă cert acolo și trebuie să rezolv problema. Ca să nu modificăm proiectul. Că nu era, o ușă, trebuia undeva, o ușă. Și zic, doamnă, când o fi să se construiască, îi spun la constructor să lasă loc de ușă acolo. Nu, corect, că trebuie, deci n-am văzut așa ceva. N-am văzut așa ceva. Și doar pentru asta v-am întârziat. Da, proiectanții de la București au sute de proiecte, până mi-a venit rândul, ne-am dus pe acolo, am stat pe lângă ei, doar să ne-l facă și pe al nostru. Ba odată că era în medical, ba odată că era în concediu, ba era... deci nu vă spun. Și a trecut anul și s-a finalizat și modificarea aceea. N-are voie să se treacă din... ziceți, din cabinetul medicului în sala de tratamente. Trebuie să aibă o ușă sala de tratamente separată, nu trebuie să fie, că dacă unul e în sala de tratamente și trebuie să iasă, să plece prin cabinetul medicului și medicul are pe altcineva la să consult, nu vadă pacientul celălalt. Să nu se vadă unii, că nu, cum adică? Doamne! Doamnă, spuneți-mi unde să citesc? Ca să văd eu că am citit toate, nu scria nicăieri. Și știți ce care a fost răspunsul doamnei Ibram? Nu scrie nicăieri, dar așa este, știe ea că așa trebuie să fie. Și doar pe chestia asta întârzi un proiect și nu, da, ajunge să fie făcut, da, pentru că cineva crede că așa trebuie că făcut. Că eu am citit, deci vreau să vă spun că mi-am scos toate legile alea, să le citesc, să-mi spună mie că trebuie să fie decomandate, să se treacă așa. Mi-a zis, scria clar, un dispensar medical trebuie să aibă sală de tratamente, ăsta al medicului, cabinetul medicului, sală de tratamente, sală de așteptare și grupuri sanitare. Nu spunea și cum să fie decomandate, să nu se treacă dintr-una într-alta. I-am zis, doamnă, am citit pentru spitale. De ce acolo scrie? La spital scrie și la dispensar nu scrie. Corect. Și nu-i problema asta. V-am zis că, bun, ne-ați spus lucrul ăsta, că trebuie o ușă acolo. Când face, vine constructorul, îi spun, mai fă o ușă. Se intră și de la doctor, că poate medicul vrea, îl dă pe mâna asistentei, dar vrea să vadă și ea, nu o să ocolească. Și, pe urmă, ăla să plece pe altă parte. Când sperați că va fi realizat lucrarea? Deci eu vreau să vă spun, nu sunt... Cu tot cu acea ușă de care ai nevoie. Deci nu-mi place, acum totul e ok și începem lucrările, toate lucrările vor începe în primăvară pentru că acum este iarna. Corect, iarna nu se poate și lucra. Și iarna nu se poate, vă dați seama, trebuie făcute fundații, acolo necesită niște temperaturi. Că nu se toarnă la minus, nu știu câte. Noi n-am avut, ce-i drept minus
Deci se putea lucra, dar am zis hai să treacă iarna, să nu avem surprize, că astăzi să turnăm și seara să fie minus nu știu câte grade și să ne strice, să nu fie totul ok. Corect. Mai ales că sunt bani greu obținuți prin foarte muncă. Foarte greu și numai anii ăștia care au trecut. Numai eu știu. Eu vreau să vă spun și cei care mă cunosc știu că le-am spus. Și este adevărat. Pe mine mă dor toate lucrurile astea și eu mă consum foarte mult. Simt că sunt bolnavă din cauza acestor proiecte, că n-am reușit măcar două, trei din ele să le încep, cum a fost anul trecut, că se putea. Deci dispensarul... Atunci când depinzi de alții, mai, asta, de exemplu, asta e problema. Puteam să începem lucrările. Până în iarnă, până în toamnă, era totul cât dura acolo, ca să, că dispensarul există. Construiam ce mai fac extindere puțin și că am făcut extindere ca să fie frumos, cu sală de așteptare, cu toalete în interior. Important este ca oamenii să aibă încredere că aceste proiecte și cei care ne urmăresc pot să vadă aceste lucruri, pot să înțeleagă care este parcursul unui proiect. Oamenii aceștia să înțeleagă că totul nu se face peste noapte și chiar și la Ion Corvin nu s-au făcut peste noapte, dar că sunt în anumite stadii aceste proiecte și că vor fi realizate până la urmă, pentru ei până la urmă. Pentru fie ei, că e vorba de canalizare, de străzi, dispensare, școli, grădință, toate aceste toate proiecte... Toate sunt pentru oamenii comunei, pentru cetățenii mei. Doamna primar... Și ei trebuie să mă... Să înțeleagă, cu toate că eu mai discut în grupuri restrânse, cum discut cu ei și le spun, dar nu știu cum oamenii, cum discută ei singuri și se întărâtă, că sunt și oameni răi, v-am spus, câțiva care vor să ajungă, mulți spun care vor să candideze, că ei de ce n-ar sta pe scaunul acesta? Ca și când scaunul acesta nu îi implică la nimic. Vii și stai aici, așa de poză, și nu te... Deci vreau să vă spun că psihic, nu știu ce se întâmplă dacă nu încep lucrările astea, pentru că pe mine mă doare sufletul. Scaunul ăsta nu e pentru stat pe el, ci e pentru a munci, pentru a te ridica și a pleca la muncă de aici. Da, da. Doamna primar, sunt de la început de an și aș vrea să transmiteți un mesaj oamenilor din Ion Corvin și satele arondate, tuturor celor care ne urmăresc. Ce le doriți oamenilor? Eu le doresc multă sănătate, să nu uite... Toți mă cunosc pentru că eu sunt născută, crescută aici și eu le doresc multă sănătate, să aibă încredere în mine, așa cum mi-au demonstrat-o în 2016, pentru că tot timpul în ăștia 4 ani mi-am dedicat lor. Și data trecută, chiar dacă aveam soț, tot lor mi-am dedicat timpul. Și v-am spus, m-am pierdut soțul datorită muncii mele. Acum... La fel mi-am dedicat timpul muncii pentru comunitate. Mult succes pe mai departe. Și vreau să le spun să aibă încredere în mine și sper că îmi vor da ajutorul ca să pot duce mai departe aceste proiecte și să nu rămână, că ei știu foarte bine, să nu rămână și aceste proiecte ca și cele din 2008. Vreau să venim peste, nu știu, câteva luni sau un an aici să facem o altă emisiune și să ne arătați, uite, s-a făcut asta, s-a făcut asta, nu s-a știți, făcut asta. Colegii dumneavoastră, i-am spus că nu vreau să fac nicio emisiune pentru că nu am ce să spun, nu pot să mă laud, îmi place, nu că să mă laud, că nu vreau să mă laud. Nu e vorba de laudă, e vorba de laudă, dar vreau să văd și eu că se mișcă lucrurile și că se construiește. Și așa, nu pot să spun, sunt foarte nemulțumită. Eu sunt foarte, cu toate că am muncit, mi-am dat sufletul pentru astea și în continuare la fel. Și chiar când se realizează lucrul, eu sunt un tip de om care eu sunt veșnic nemulțumită de mine. Deci chiar dacă acum era construit ceva... După ce le vedem pe toate, veți fi mulțumită. Tot nemulțumită. Păi nu știu de ce, așa sunt eu. Adică zic că se putea, acolo se putea mai mult, acolo trebuia nu știu cum, acolo. De ce n-am fost atent acolo? Deci veșnic sunt nemulțumită de mine și în problemele personale și în cele de serviciu. Important este că oamenii să înțeleagă. Dar îmi dau silința și sunt foarte responsabilă. Mai greu și mai rar găsești oameni responsabili. E adevărat. Mult succes pe mai departe. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și vreau să vedem că toate lucrurile astea sunt făcute pentru că oamenii au nevoie de ele și au nevoie de un om care să se zbate pentru ele, nu doar să stea pe scaunul acela pe care noi îl vedem aici la noastră în birou. Domnilor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de la Ion Corvin. Eu sunt Adrian Boioglu și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Domnul primar, după cum ați văzut, are proiecte în desfășurare, așa cum sunt de altfel în tot județul Constanța și toate aceste proiecte trebuie duse la bun sfârșit de către un om care se zbate. Dacă aveți încredere în doamna primar,
noastră rămâne să decideți și la vot puteți să exprimați această decizie dacă aveți încredere să ducă mai departe aceste proiecte. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și pot să vă spun că aici, pe Constanța News, veți vedea emisiuni tocmai cu primarii care fac treabă, care se zbat pentru comunitățile lor și oamenii care își dau interesul pentru ca oamenii să trăiască mai bine. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună!